Primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, spune că o decizie privind majorarea tarifului STB poate fi luată după ce mijloacele de transport public vor fi curate și vor respecta orarul de circulație. După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem discuta detalii, afirmă primarul. Primarul a mai precizat că există progres. Eu cred că suntem aproape de aceste două lucruri pe care bucureștenii și le doresc. Transportul public să fie curat și să vină la timp. Eu vreau să realizăm aceste două lucruri până în vară, mai afirmă primarul general al Capitalei. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat vineri că 4 oferte au fost depuse pentru actualizarea documentațiilor tehnice necesare construcției sectorului de autostradă Brașov-Făgăraș. Obiectul contractului îl reprezintă completarea documentației aferente studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru autostrada Brașov-Cristian-Făgăraș, precum și elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor. Totodată, prin completarea documentației se înțelege inclusiv realizarea conectării cu sectorul de autostradă Sibiu Făgăraș, împreună cu care formează autostrada Sibiu-Brașov. Reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord la 20 mai în cazul proiectului Certificatului Verde Digital, care ar urma să faciliteze călătoriile în spațiul comunitar pe durata pandemiei, afirmă surse politice de la Bruxelles. Acordul a fost obținut în a patra sesiune de negocieri între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, spun surse citate de agenția France Press. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene urmează să anunțe detalii despre soluția în cazul Certificatului Digital, care ar urma să devină funcțional în iunie. Principala divergență în negocieri se referea la propunerea Parlamentului Uniunii Europene ca testele pentru imunitate și depistarea infecției să fie gratuite, pentru a fi egalitate cu persoanele vaccinate. Multe țări europene se opun gratuității testelor, deoarece ar trebui să aloce resurse bugetare semnificative. O altă divergență este cea privind interdicția de impunere a carantinei sau a testelor suplimentare persoanelor care dețin certificatul verde. Unele țări impun teste suplimentare de teama noilor tulpini de coronavirus. Hotelierii și agențiile de turism din Antalya speră la un an 2021 cu 7,4 milioane de turiști, aproximativ jumătate din câți au venit în provincie în 2019, ultimul an înainte de pandemie, și speră ca românii să reprezinte cel puțin 500.000 din acest total, deși ar dori ca numărul lor să fie chiar dublu. În prezent există peste 3300 de hoteluri în întreaga provincie Antalya, din care în jur de jumătate sunt de 5 stele și peste 500 sunt din categoria luxury. Un număr care pare imens, până când afli că, într-un an obișnuit, cum a fost 2019, în Antalya au venit din toată lumea 15 milioane de turiști. Anul următor, 2020, urma să fie unul al recordurilor, după cum spun unii hotelieri. Dar a venit pandemia și numărul turiștilor a scăzut abrupt la 3,3 milioane de turiști. Acum industria speră să-și revină și să ajungă măcar la jumătate din nivelul din 2019, după ce s-a transformat radical pentru a pune pe primul plan măsurile de siguranță pentru prevenirea COVID-19. În Antalya, românii sunt în top 20 din punct de vedere al numărului de turiști, primele locuri fiind ocupate de ruși, englezi și germani. În această perioadă însă pe primul loc sunt ucrainienii, în condițiile în care în ultimele luni nu au mai venit chartere cu turiști din Rusia. Arctica s-a încălzit de 3 ori mai repede decât restul Pământului din 1971, mai mult decât se credea până acum, potrivit unui raport al Programului de Monitorizare și Evaluare a Arcticii. Fiecare fracțiune de grad contează. Probabilitățile ca banchiza să dispară complet vara, înainte de a se forma din nou în timpul sezonului de iarnă, sunt de 10 ori mai mari dacă temperatura pe Terra crește cu 2 grade Celsius în loc de 1,5 grade Celsius, obiectivele stabilite prin acordul de la Paris. În mai puțin de jumătate de secol, din 1971 până în 2019, temperatura medie anuală în această regiune nordică a urcat cu 3,1 grade Celsius, în timp ce planeta se încălzea cu 1 grad Celsius. În majoritatea scenariilor de emisii de gaze cu efect de seră până în 2050, Arctica va fi practic fără gheață pentru prima dată în septembrie, luna în care gheața este de obicei la cel mai scăzut nivel, arată autorii. Potrivit proiecțiilor menționate în raport, se așteaptă ca până la sfârșitul secolului temperaturile medii din Arctica să crească între 3,3 grade Celsius și 10 grade Celsius peste media lor din perioada 1985-2014, cifra exactă depinzând de volumul de viitoare emisii de gaze cu efect de seră.
Alphabet, compania mamă a Google, a anunțat că va deschide primul său magazin fizic la New York în această vară, reflectând o abordare care a ajutat Apple să acumuleze miliarde de dolari în ultimele două decenii. Magazinul Google va fi localizat în cartierul Chelsea, lângă campusul său din New York, care găzduiește peste 11.000 de angajați. Google, care a creat în trecut magazine pop-up pentru a-și promova produsele, a declarat că va vinde smartphone-uri Pixel, laptopuri Pixelbook și trackere de fitness Fitbit, alături de dispozitive electrocasnice inteligente Nest, la punctul de vânzare cu amănuntul. Vizitatorii vor putea de asemenea să beneficieze de service pentru dispozitivele lor și să-și ridice comenzile online din magazin. Microsoft va elimina Internet Explorer 11 din toate versiunile pentru consumer de Windows 10 până pe 15 iunie 2022. Browserul vechi de mai bine de un sfert de secol va rămâne în versiunile de Windows înregimentate în Long Term Servicing Channel, folosit de dispozitive care trebuie să rămână neschimbate, precum sistemele de control ale traficului aerian sau aparatura de rezonanță magnetică din spitale. Internet Explorer trebuia să dispară de mult, mai ales că Microsoft are acum un nou browser, Edge. Compania americană a trebuit însă să găsească un compromis între siguranța sistemului de operare și nevoia companiilor. Edge, noul browser Microsoft, include un mod de compatibilitate cu aplicațiile și site-urile create pentru Internet Explorer, despre care Microsoft spune că va fi suportat cel puțin până în 2029. Android TV a ajuns la 80 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global, cu o creștere anuală de 80% în Statele Unite ale Americii. Cifrele includ noul Google TV, sistem bazat pe Android TV și folosit pe Chromecast 4K. Android TV a fost până acum adoptat de un mic număr de producători de televizoare, printre care și Sony. Printre îmbunătățirile anunțate de Google pe noua versiune de software se numără și controlul direct al televizorului prin intermediul unui telefon sau tablete Android. Funcția este foarte utilă mai ales pentru cei care și-au rătăcit telecomanda sau au nevoie să tasteze rapid nume sau parole, sau pentru a căuta filme și seriale cu nume mai lungi. Funcția va fi lansată în a doua jumătate a acestui an. De asemenea, funcția Cast Connect le va permite utilizatorilor să trimită din browserul Chrome de pe un telefon sau tableta Android multimedia direct în televizor prin intermediul unei aplicații. HBO Max va lansa la începutul lunii iunie o versiune cu reclame, care va costa $10 pe lună, cu $5 mai puțin decât versiunea premium. HBO Max with Ads va afișa cele mai puține reclame dintre toate serviciile de streaming care folosesc acest model de business, promit oficialii. Vor exista reclame mai puțin convenționale, precum cele afișate când se dă pauză, iar un brand va putea acapara toate spațiile dintr-o anumită secțiune ori categorie de conținut. O a treia versiune, considerată de bază, va costa doar $5 pe lună. Însă pe acest tip de conturi nu se vor putea viziona premierele filmelor lansate de Warner Bros. Pe marile ecrane. În plus, versiunea cea ieftină nu oferă funcția download. Directorul general al Colonial Pipeline, Joseph Blount, a recunoscut într-un interviu acordat The Wall Street Journal că firma sa a plătit o răscumpărare de $4.4 milioane unor hackeri după un atac cibernetic care a paralizat cea mai mare rețea de conducte petroliere din Statele Unite ale Americii. Săptămâna trecută, Colonial Pipeline și-a închis rețeaua de oleoducte cu o lungime de 8.850 de kilometri, care este utilizată pentru a transporta carburanți, inclusiv benzină, motorină și combustibil pentru avioane, în ideea de a-și proteja sistemele informatice. Într-o zi normală, Colonial Pipeline transportă 2,5 milioane de barili de combustibil, o cantitate care depășește întregul consum al Germaniei. Hackerii, care potrivit FBI au legătură cu un grup denumit DarkSide, sunt specializați în atacuri ransomware împotriva companiilor mari și mijlocii, cărora le cere mii sau chiar milioane de dolari pentru a le debloca sistemele, și se crede că sunt amplasați în Rusia sau Europa de Est. Ransomware este un tip de malware pe care infractorii cibernetici îl folosesc pentru a face rost de bani, după ce aceștia restricționează accesul la datele utilizatorilor până la plata răscumpărării, prin utilizarea criptării sau blocarea acestora. Compania cunoscută pentru aplicația Snapchat a prezentat cea de-a patra generație a ochelarilor Spectacles și prima care include funcții de realitate augmentată. Prezentați chiar de șeful companiei, Evan Spiegel, noi ochelari Spectacles folosesc două camere frontale și un ecran capabil să suprapună efecte virtuale mediului real. Arsenalul tehnic este completat de 4 microfoane, 2 difuzoare și un touchpad. Cu ajutorul aceluiași software pe care Snap l-a construit pentru funcția Lenses din cadrul Snapchat, camerele frontale depistează suprafețele fizice și aplică elementele virtuale fără ca cele două să se suprapună. Cântărind 134 de grame, ochelarii au un ecran cu o luminozitate de 2000 de niți. Snap a compromis intenționat autonomia, care nu depășește 30 de minute, pentru a oferi o bună experiență vizuală. Și asta pentru că noi ochelarii nu vor putea fi cumpărați de publicul larg. Snap îi va oferi un
unui mic număr de dezvoltatori care creează efecte de realitate augmentată pentru Snapchat, cu scopul încurajării creării efectelor virtuale pentru ochelari. De mai bine de un an, omenirea e îngrozită de sfera spinoasă care se vede în toată lumea, cum a scris The New York Times și cum povestește Farid Zakaria în primele rânduri ale cărții sale. Doi cercetători de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor au primit sarcina de a crea o imagine a noului coronavirus. Era nevoie de ceva care să atragă atenția publicului. Cei doi au desenat un glob argintiu cu țepi de un roșu aprins. O imagine evocatoare și tulburătoare care în scurt timp se găsea peste tot, în ziare, în reviste și la știrile de la televizor. O reprezentare a unei particule virale care o face să pară amenințătoare, dar și masivă. În realitate, noul coronavirus este cam a 10.000-a parte din punctul care încheie această frază, spune Zakaria. Cartea jurnalistului american Farid Zakaria este una din primele încercări de a creiona lumea care ne așteaptă după ce va trece vârful crizei provocate de pandemia de COVID-19. Vă spunem acum doar numele celor 10 lecții, asigurându-vă că volumul este unul dintre acele cursuri de la care ar fi bine să nu lipsiți. Iată și lecțiile. Puneți-vă centura de siguranță. În privința guvernării contează calitatea, nu cantitatea. Piețele nu sunt de ajuns. Oamenii ar trebui să-i asculte pe experți și experții ar trebui să-i asculte pe oameni. Viața este digitală. Aristotel avea dreptate. Suntem animale sociale. Inegalitățile se vor accentua. Globalizarea nu dispare. Lumea devine bipolară. Uneori, cei mai mari realiști sunt idealiștii. Și există, așa cum trebuie, și o concluzie. Nimic nu e bătut în cui. Arnold Schwarzenegger va juca împreună cu tânăra actriță Monica Barbaro într-un serial de spionaj produs de Netflix. Proiectul va marca debutul lui Schwarzenegger pe micile ecrane, în rolul unui tată care descoperă că fiica sa este la rândul ei o agentă sub acoperirea CIA cu care trebuie să colaboreze, potrivit unui comunicat publicat joi de platforma Netflix. Partenera de distribuție Monica Barbaro a mai jucat în filme de acțiune și va putea fi văzută în curând în pelicula Top Gun Maverick, alături de Tom Cruise. Gigantul de streaming prevede inițial un sezon de 8 episoade de câte o oră. În pofida noului său proiect pe micile ecrane, Schwarzenegger a făcut miercuri apel în cadrul unui eveniment organizat la Los Angeles de Asociația Națională a Proprietarilor de Cinematografe la o întoarcere a publicului în sălile de cinema în perspectiva încheierii pandemiei de coronavirus în Statele Unite. Criza sanitară ar urma să coste cluburile europene peste 8 miliarde de euro în două sezoane. O lovitură dură după 20 de ani de creștere neîntreruptă, arată un raport publicat vineri de UEFA. În acest raport, UEFA susține că pandemia nu a evitat niciun club, lipsindu-le de cel puțin 10% din veniturile așteptate în sezoanele 2019-2020 și 2020-2021. Per total, în cele două sezoane, UEFA a evaluat la 8,7 miliarde de euro pierderile de câștiguri cumulate în rândul celor 55 de campionate ale sale, dintre care 7,2 miliarde de euro pentru cele mai importante 711 cluburi și 1,5 miliarde de euro pentru celelalte. Integrând rezultatele contabile deja publicate, precum și negocierile pentru drepturile de televizare și alți indicatori, această estimare, cuprinsă în raportul de 112 pagini ale UEFA, este de departe cea mai precisă evaluare a impactului economic al COVID-19 asupra fotbalului profesionist. În toamna anului trecut, FIFA a estimat la rândul său că pandemia riscă să taie 14 miliarde de dolari din totalitatea economiei fotbalului pentru cele 211 federații ale sale. De asemenea, Sindicatul European al Cluburilor a evaluat la 4 miliarde de euro veniturile pierdute de cluburile europene în 2019-2020 și 2020-2021, înainte ca fostul său președinte Andrea Agnelli să evoce în decembrie un interval cuprins între 6,5 și 8,5 miliarde de euro. Închiderea porților stadioane a avut un impact deosebit. Pentru cele 711 cluburi de elită, veniturile din bilete ar urma să se reducă cu 3,6 până la 4 miliarde de euro pe parcursul a 2 ani, urmând să-și revină pe măsură ce stadioanele se vor umple din nou. Veniturile comerciale ar urma să se diminueze și ele, cu 2,4 până la 2,7 miliarde de euro, în timp ce drepturile de televizare vor fi mai reduse cu 1,2 până la 1,4 miliarde de euro pe două sezoane, în condițiile în care au fost deja renegociate. În scădere cu 700 de milioane de euro, drepturile de televizare pentru primele 5 campionate.